Sintagma că omul sfințește locul îi se potrivește de minune unui bihoran. De 15 ani, Viorel Pașca a îngrijit în locuințele sale peste 2500 de bolnavi psihic, dar și persoane imobilizate, fără adăpost sau părăsite de familii. A cumpărat casele cu ajutorul donațiilor și tot cu acești bani îi hrănește și îi tratează pe cei care au nevoie de ajutor, deși mulți dintre aceștia nu au nici măcar pensie. Nu se bazează pe ajutorul statului. În trecut, o femeie de 90 de ani a donat numai puțin de 40.000 de euro. La începutul anilor 90, Viorel Pașca lucra la o fabrică de pantofi din Oradea, iar în timpul liber vizita bolnavii de la Spitalul Județean din oraș, care se aflau pe patul de suferință. Tot în acea perioadă s-a mutat în satul Dumbrava, unde a început să învețe pe membrii comunității de romi să scrie și să citească. Momentul culminant a avut loc însă în 2006. Văzând că are două camere libere în propria gospodărie, bărbatul s-a gândit să le umple cu oameni nevoiași, după ce a urmărit la televizor o știre despre două persoane care au înghețat de frig pe stradă. M-am dus la Spitalul Județean și am întrebat dacă nu cumva au oameni care la externare n-au unde să meargă. Și mi-am spus, cum să nu avem? Uite, în salonul cu tare avem o femeie, are 68 de ani, o cheamă Buza și Leana, Ilonca îi spunea. Internată de câteva săptămâni, i-am făcut bilet de externare de ieri, dar n-am externat-o, e prea frig afară și n-are unde merge. A fost doar începutul. Reprezentanții spitalelor din întreaga țară au început să-i trimită săptămânal pacienți aflați în stare gravă, fără familie ori fără locuință, dar și bolnavi psihici. Oameni de care nici copiii, nici statul nu s-a mai îngrijit. I-a primit pe toți și a făcut eforturi supraomenești pentru a le găsi un loc. Bună dimineața, domnilor! Bună. Cum sunteți? Ați dormit bine? Mă bucur. Masa ați luat-o? Fădame cu dejun. Cu ajutorul donațiilor a reușit să cumpere alte 17 locuințe în localitățile Dumbrava și Tinca. Acum le oferă celor 450 de oameni pe care îi îngrijește hrană, medicamente și îngrijire, deși mulți dintre ei nu au niciun venit. Am avut oameni de afaceri, am avut profesori, ingineri, polițiști, avem unui polițist încolo, fost polițist, fotbaliști am avut, judecători, ofițeri, oameni care au pierdut tot și au ajuns pe stradă. Pentru a fi cât mai productiv, a construit în jurul caselor și o mini-brutărie, unde sunt gătite o parte din alimente. Deși azilul său nu este acreditat de către stat, Viorel Pașca a angajat în ultimii ani aproximativ 20 de persoane din comună, care îl ajută la îngrijirea bolnavilor și la muncile zilnice. Aici facem pâine, 100 de pâine fiecare zi. Dacă nu ar fi ajuns în grija lui Viorel Pașca, o bună parte din cei care locuiesc acum în adăposturile sale ar fi sfârșit pe străzi. O recunosc chiar ei. Eu eram mort de mult. Dacă nu era dânsul și dacă nu mă primea pe iarna pe stradă, eu nu pot. Deci, iarna, automat, eu, deja în luna octombrie, când dă frigul, gata, eu nu mai rezist. Facem baie, hainele de pe noi, le spală, primim altele, noi sunt acolo. Asta nu aveți nici pensie sau al venit? Nu. Nu, că nu am atâta vechime în timp cu mulți. Sunt de fel în Brăila. Am lucrat ca polițist și acum m-am bolnăvit și am venit la domnul Pașca. Impresionați de ceea ce face Viorel Pașca, oameni din toate colțurile lumii l-au ajutat cu donații. O bătrână de peste 90 de ani i-a donat 40.000 de euro, iar un tânăr, care a vrut să rămână anonim, i-a lăsat și el peste 20.000. Din 2006 și până acum, în casele lui Viorel au fost îngrijiți numai puțin de 2500 de oameni. Mulți dintre ei au trecut la cele veșnice, au fost îngropați tot de cel pe care oamenii din zonă îl numesc Bunul Samaritean.